Nu s-a îmbrăcit, m-a apucat de cravată mine în primul rând, nu? Dacă nu. Asta... Novac. A zis că am nicio pahar de apă și am zis că dă-i lui taică tău apă, nu-mi dă mie. Și de aici s-a pornit pe un ceai cu tată. Eu ți-am spus un cuvânt frumos, dă-i lui taică tău apă, că eu n-am nevoie de apă ta, nu? Ei aia ăștia sunt și nu vedeți că e pistotul cum ne rezolvă. Ei se blochează construcțiile, după aia iau mită. O să revenim încă la subiectul ăsta. S-au apropiat de clasă de la TV? Nu, eu... Eu m-am întors la el, am văzut că e... Nu știu să-l spun și eu un cuvânt... Știți că nu-s mers la... Da. Și am înțeles că n-am cine vorbi și m-am întors și am ocupat locul. Ce a fost mai departe, e tocmai era în perioada cât eu mă urcam pe trepte spre locul meu. Dar ai avut așa o situație săptămâna trecută cu domnul Bolea, da? V-ați jurat acolo. Când? Săptămâna trecută. Cum l-a jurat? Eu pe dumneavoastră, Eu am spus azi în ședință că sunt pus în situație, că da, sau replici. Nu este normal. Sunt depășit toate limitele educației, bunului simț. Păi noi trebuie să luăm atitudine. Doar asta nu e prima dată când ei își permit lucrul ăsta. Nu, haideți să fim serioși. Chiar ce ține de noi, de liberal, de mine personal, ei au depășit de mult toate limite. Uitați-vă cu ce cuvinte, cu vinuiri, cu manipulări de felul ăsta și păi să zic, de la proști le place. Dar noi nu avem treabă și nu vrem să avem treabă cu bolșevici și cu proști. Noi vrem să avem cetățeni sănătoși, că își dăm exemplu, lupta de idei, dar nu de pumn și de minciuni.